Avem informații acum, doamnelor și domnilor, informații halucinante în dosarul lui Mihai Dafinescu, fiul judecătoarei din Novaci care a accidentat mortal o femeie de 52 de ani. În momentul în care a produs accidentul, Mihai Dafinescu avea permisul suspendat, pentru că nu a oprit în 2019 la semnalul polițiștilor din Novaci. El a contestat însă decizia agenților de la rutieră, iar până la soluționarea cauzei, Beizadeaua circula cu dovadă. Până în aceste momente, potrivit surselor noastre, Mihai Dafinescu nu a dat nicio declarație. A apărut însă un martor cheie, un vecin care se afla cu el în autoturism în momentul în care a produs accidentul care a făcut dezvăluiri în fața procurorilor. Dosarul în care Mihai Dafinescu este cercetat pentru săvârșirea mai multor infracțiuni a fost preluat de parchetul general. Nici până în aceste momente, potrivit surselor noastre, Mihai Dafinescu nu a dat nicio declarație. Își rezervă dreptul la tăcere și nu vrea să le spună procurorilor ce s-a întâmplat. A refuzat să dea orice declarație. Deci, el are la dreptul de tăcere, nu știu ce lege e asta. Dacă vrei, dai, dacă nu vrei, nu dai. Chiar nu înțeleg legile, justiția și ce, nu înțeleg. Adică dacă vreau, da, dacă nu vreau, nu dau. Adică la alba neagră, cum s-ar zice. A apărut însă un martor cheie, un vecin care se afla cu el în autoturism în momentul în care a produs accidentul. Acesta a fost identificat, săltat de polițiști și dus la audieri. Tânărul le-a spus procurorilor că a băut mai multe beri cu Mihai Dafinescu, iar mai apoi au plecat împreună către casă. A declarat că a beut două beri la un bar, da? Pe declarație dânsul a dat că a băut două beri la un restaurant, două la altul, iar când s-au întors, așa zice că au avut viteză foarte mare în curbă, de-au schimbat viteza, să zicem, dintr-a cincea, a patra, dintr-a cincea, a dat și așa, și că n-au văzut nimic, au auzit o bubuitură pe mașină, pe parbriz au auzit, dar au zis că, cine știu, vreo creacă sau vreo minge, ceva de genul ăsta, înțelegeți? Așa și-a menținut dânsul declarația. Și a întrebat avocatul și la anchetatorii, au întrebat, când ați ajuns acasă, ce ați făcut? N-ați văzut că e pe mașina lor? Da, am văzut că e parbrizul spart, dar nu știu că cine știu, lasă că-l punem, știți? Deci, și s-au culcat, am intrat în casă și cu asta s-a terminat. Ancheta continuă în acest caz, fiind una de amploare. Mihai Dafinescu a cerut să fie cercetat în libertate, dar magistrații i-au respins cererea.